Unde am pus, frate, telefon? Unde l-am pus? Unde am pus telefon? Ah, ăsta? Sau? Sau ăla? Sau ăla la? Sau ăsta? Sau amândouă? Hai să vă arăt! Măi, telefoanele pot înregistra la o rezoluție extraordinară. 4K, al meu poate, iPhone XS poate înregistra 4K, dar în același timp și camera pe care o folosesc, tot 4K poate înregistra. Este vreo diferență oare între ce poate înregistra un telefon sau ce poate înregistra o cameră? Acum, așa cum am făcut atunci și cu diferența între iPhone XS și Huawei P30 Pro, o să facem și acum să văd dacă vă dați seama ce cameră e care. Care cameră e care. Să văd dacă vă dați seama care este mirrorless-ul, care este un Lumix G7. O să încerc să le editez cât mai aproape posibil și care este iPhone XS. Asta o să fie un joc destul de interesant. Până vă dați voi seama care cameră e care, vreau să vă vorbesc puțin de prietenii mei de la F64. Majoritatea echipamentului pe care îl folosesc în momentul de față, video, foto, audio, lumini și etc., este de la ei. Camera asta, Panasonic Lumix G7, o pot găsi acum pe F64 la 29 de milioane cu un kit cu un obiectiv de 12 până la 60 de mm. Este un obiectiv absolut incredibil, cu stabilizator de imagine și cu tot ce ai nevoie. Dacă ați căuta acest obiectiv individual, ați vedea că ajunge la un preț de 22 de milioane. Deci camera cu tot cu obiectiv, kitul ăsta este 29 și obiectivul în sine singur este 22. Cum să nu-ți convină să cumperi o cameră mirrorless 4K, ce-i drept, Micro Four Thirds, ăsta este dimensiunea senzorului, la prețul ăsta, este un preț absolut excepțional și chiar vă recomand. Intrați pe site-ul celor de la F64 și puteți să vă uitați să vedeți dacă aveți nevoie de gear, dacă aveți nevoie de echipament, studio, video, foto, ei sunt acolo. În același timp, în momentul de față, de curând, face parte din echipamentul meu foto un obiectiv Sigma de 16 mm f1.4. Ah, este o bomboană de obiectiv, îl ador, efectiv îl ador, bineînțeles, luat tot de la F64. Dacă nu v-ați dat seama până acum care este iPhone-ul și care este mirrorless-ul, hai să vă mai arăt un exemplu. Ieșim puțin pe afară, înregistrăm puțin și facem încheierea practic și să vedem exact dacă v-ați prins care și cum este. Hai să vedem cum se vede, care este diferența între camerele astea două și în alt context. Ceea ce mi se pare mie o diferență enormă la un aparat mirrorless sau DSLR în momentul când vrei să filmezi cu el este că poți să-i schimbi obiectivul, ceea ce nu prea poți face la un telefon corect. Sunt obiective care se pot atașa de lentila telefonului, dar nu este același lucru, mai ales cu obiectivele pentru mirrorless sau DSLR. Cumva poți să le setezi o diafragmă, au diafragme diferite, zoomuri diferite care sunt, mă rog, ele, zoomurile sunt măsurate în milimetri sau, mă rog, o să discutăm despre asta altă dată, dar în teorie cumva obiectivele pe care le poți atașa unei camere DSLR sau mirrorless te ajută mult mai mult decât o cameră decât camera sau lentila telefonului. Ai mai multe posibilități cumva. Ce-i drept, intervine cumva disconfortul în momentul în care trebuie să schimbi obiectivele. Sunt o grămadă de chestii de făcut în momentul în care vrei să filmezi, să iasă ceva ca lumea cu un DSLR sau cu un mirrorless, iar pe telefon ai dat play și bam, gata. Acum, voi ce ați prefera? Nu știu, să fie mult mai ușor să filmați cu un telefon, poate, sau să filmați cu o cameră, DSLR, cu un mirrorless? Ce v-ar ajuta pe voi mult mai mult sau ce v-ați dori să faceți de fapt? Pentru că cumva de asta contează și de tipul de filmare pe care vreți să-l faceți. Pentru că dacă doar vreți să faceți videoclipuri scurte pe Instagram, Facebook, etc., cred că un telefon este perfect de ajuns, nu cred că ai nevoie de mai mult de atât. Iar dacă vrei să faci, nu știu, ceva filmări mai calitative, vrei să faci un b-roll așa de la minunat și super, super mișto, atunci cred că ai nevoie de un DSLR și mai ales un DSLR sau un mirrorless care poate registra, poate și slow motion și 4K, o grămadă de detalii. Cred că terminăm aici, nu cred că mai sunt chestii multe de spus, să ne întoarcem înapoi. Asta e pleonasm, nu? Bun, hai să ne întoarcem în studioul meu minunat și continuăm de vorbit acolo. Aș face chestia cu mâna, dar nu știu cum să fac la ambele calme. Ah, cu șapa! Pa! Și am revenit înapoi aici. De fapt, nici nu am plecat, dar la montaj o să pară că am plecat și că m-am întors și... Na. Magia montajului! Dacă încă nu v-ați dat seama care cameră e care, vă zic eu imediat. Vă mai las puțin să vă gândiți. Și ăsta este Lumix G7, Panasonic Lumix G7, 4K, mirrorless camera. Și ăsta de aici este iPhone XS.
Bă, sunt diferențe, sunt câteva diferențe, să fim serioși. Știm că la iPhone camera nu are foarte multe posibilități, nu poți să folosești o grămadă de setări la camera, așa că am instalat o aplicație care se numește Yamera și vă recomand, este o aplicație extraordinară. Poți să faci anumite setări pe video la cameră pe care nu le poți face în aplicația nativă a iPhone-ului. Am folosit aplicația asta pentru a configura cumva camera iPhone-ului să semene cât mai mult cu cea a mirrorless-ului, pentru că știm cu toții, camera nativă de la iPhone nu este foarte customizabil, nu ai foarte multe setări și am adus cât mai aproape de setările pe care le are camera mirrorless, ca să vă fie cumva mai greu vouă să hotărâți, să vedeți care și camera e care, care camera e care, care, pe care, Alin. Vă mulțumesc, voi sunteți cei mai tari, contez pe voi, voi faceți canalul ăsta să meargă în continuare. Mă plec în fața voastră și v-am lăsat, v-am pupat. Pa! Full H, full, full K, full K. Trebuie să existe o rezoluție care se numește full K. Până vă dați... Că camera e cea mai mare cacofonie. Oare e acceptată?